locurile în sală. Da? 30 de secunde pentru asta. Mulțumesc pentru înțelegere. Așa că să ne ținem de timpul planificat, care este unul foarte prețios și trebuie să-l valorificăm la maxim. Ok, vă mulțumesc. Avem o capacitate mare de mobilizare. Excelențe, onorată asistență, doamnelor și domnilor, vă spunem bună ziua în cadrul evenimentului sub genericul Uniți să eliminăm violența împotriva femeilor și fetelor, care se desfășoară în contextul campaniei globale de 16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen în cadrul Palatului de Cultură în municipiul Ungheni. Această activitate este organizată implicit în cadrul proiectului EVA, promovarea egalității de gen în raioanele Ungheni și Cahul, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova și de asemenea este o activitate planificată în contextul campaniei de 16 zile de activism. Campania este organizată în fiecare an, marcată cu începutul date de 25 noiembrie, când marcăm Ziua Internațională pentru Violență împotriva fetelor și femeilor și se încheie pe 10 decembrie, Ziua Internațională a Drepturilor Omului, indicând faptul că violența împotriva fetelor și femeilor este cea mai răspândită încălcare a drepturilor omului la nivel mondial. Datele statistice din țara noastră, la capitolul prevenirii și combaterii violenței în bază de gen, rămân a fi îngrijorătoare. Astfel, ultimele cercetări au evidențiat că 63 din femeile și fetele de la 15 la 65 de ani s-au confruntat cu o formă de violență pe parcursul vieții, 2 din 5 femei s-au confruntat cu violență fizică sau violență sexuală, 2 din 5 femei, ceea ce constituie 40%, cred că prietenii lor ar fi de acord ca femeile care spun că au fost abuzate adesea inventează sau exagerează acuzațiile de abuz sau viol, date comparate cu cele din Uniunea Europeană, care reprezintă 20%. În Republica Moldova, UN Women, alături de partenerii internaționali, autorități centrale și publice, entități private, societatea civilă și agenția schimbării, organizează evenimente tematice care reiterează necesitatea de a lupta pentru eradicarea imediată a violenței în bază de gen și asigurarea unui prezent și viitor în siguranță și bunăstare pentru fiecare fată și femeie din Republica Moldova. Evenimentul de astăzi se desfășoară la Ungheni, raion care pe parcursul a 3 ani a avut ca prioritate promovarea egalității de gen, prevenirea și combaterea violenței în bază de gen, oferind suport localităților partenere ale proiectului EVA de a deveni campioane în egalitatea de gen prin implementarea mai multor inițiative, activități, dar și implicit prin sporirea accesului la servicii a victimilor violenței în bază de gen, violenței în familie, inclusiv crearea unui serviciu nou pentru Republica Moldova, specializat pentru victimele violenței sexuale la Ungheni. În acest context, pentru a discuta mai multe despre aceste aspecte și dimensiuni, am onoarea să invit în fața dumneavoastră, cu multă apreciere și recunoștință, pe gazdele, mai întâi acest eveniment, care este doamna Tatiana Lazăr, vicepreședinta raionului Ungheni. Doamna Tatiana. Dionisie Ternovski, viceprimarul municipiului Ungheni. Doamna Felicia Bechtold, secretară de stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Și desigur, co-gazdele acestui eveniment, excelența sa, domnul ambasador a Uniunii Europene în Republica Moldova, domnul Ianis Mazeix. Doamna Dominica Stăianovska, reprezentanta UN Women Moldova. Și în ultimul
curând reprezentanta UNICEF de țară Moldova, Maha Damaj. Vă mulțumesc! Desigur că mă îndrept atenția către doamna Tatiana Lazar, vicepreședinta Raionului Ungheni, și desigur către domnul Dionisie Ternovski, domnul viceprimar, care au contribuit prin implicare personală și profesională la realizarea acestui deziderat de a avansa pe calea promovării egalității de gen și de a fi mai eficienți în prevenirea și combaterea violenței în familie și implicit transformarea în Ungheni a ținut și s-a axat pe cetățeni, pe comunități, pe servicii, pe autorități responsabile și pe societate civilă activă. Doamna Tatiana Lazar, vă rog să ne spuneți cât de important este pentru comunitățile noastre sau satele din Raionul Ungheni să declare toleranță zero față de violență și să se asigure de egalitatea de drepturi între femei și bărbați și să ne spuneți care este impactul îmbrățișării acestei direcții de acțiune. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Sunt astăzi aici ca să felicit tot publicul prezent la acest eveniment frumos, să doresc succes evenimentului din partea Consiliului Raional Ungheni, din numele președintelui Raionului Ungheni, domnul Ghenad Dimitriuc, și a meu personal, pentru această activitate enorm de necesară, nouă, în primul rând, și populației din Republica Moldova. Vreau să spun că nu primul an suntem implicați în această campanie de 16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen și de fiecare dată, în fiecare an, ne-am implicat activ. Și în acest an ne dorim în continuare să participăm, să fim activi și să avem rezultate cât mai bune din zi în zi. Vreau să spun că acest îndemn de a stopa violența, de a nu tolera violența, este un îndemn pentru fiecare comunitate din Raion și, în general, pentru toți cetățenii din Republică. Fenomenul violenței există, există în lume și de aceea atunci când ne vom coopta toți, atunci când vom avea un scop comun, un gând comun, ne va reuși. Vreau să spun că în Raionul Ungheni, în acest aspect, s-au efectuat multe mișcări, s-au conlucrat în comunități, s-au discutat și 12 comunități din raionul nostru sunt implicate activ în promovarea acestui deziderat, să spunem nu violenței. În afară de aceasta, cele 12 comunități din raionul Ungheni au semnat Carta Europeană privind egalitatea între femei și bărbați în viața locală, astfel conștientizând că aceste inegalități există în toate sferele vieții, dar toate foarte pronunțate atunci când este vorba de concediu de paternitate, atunci când este de vorba despre munca casnică sau alte domenii în care, într-adevăr, doar partea feminină se implică. Vreau să spun că Consiliul Raional a semnat un memorandum de înțelegere cu proiectul EVA și am beneficiat de acest serviciu specializat în cadrul Spitalului Raional care va fi deschis și are toată susținerea Consiliului Raional
pentru prevenirea violenței sexuale. Și ca un îndemn, așa pentru toți noi ar fi, ca să ne implicăm, am auzit astăzi fraza aceasta în spectacol, să ne pese de ceea ce se întâmplă alături de noi. Fiecare, dacă ne vom uni eforturile, vom pune umărul la problemele societății noastre, avem doar împreună de câștigat. Vă mulțumim foarte frumos pentru spectacol, pentru posibilitatea de a ne expune și ne dorim ca nu numai 12 comunități din Raionul Ungheni să fie implicate așa mai activ, dar mesajul acesta va fi pentru toate 33 de comunități să ne implicăm, să participăm, să ne pese de ce se întâmplă alături de noi și să avem impact pozitiv asupra vieții noastre. Mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult, doamna Tatiana Lazar. Ne cunoaștem de foarte mulți ani și să știți că aveți toată recunoștința noastră. Și acum atenția este către domnul Ternovski. Domnul Ternovski, la nivel de municipiu, ce schimbări ați observat dumneavoastră că s-au registrat în această perioadă de 3 ani? Și ce considerați că vor cataliza pentru viitor aceste schimbări în cadrul proiectului EVA? Mulțumesc! Da, bună ziua tuturor! În primul rând, mi-a plăcut, doamna prezentatoare, când ați spus de domnul Ianis că este cogazdă, pentru că, de fapt, sper că dumnealui se simte ca acasă, aici la Ungheni. Doamna Dominica, la fel, doamna Maha, sper că vă simțiți foarte bine aici, ne vedem foarte des și asta, de fapt, ne face mare onoare. Deci Ungheniu este într-adevăr ultimul timp în centrul atenției și asta chiar ne place. Suntem de 3 ani deja implicați în proiectul dat și cu siguranță rezultatele sunt îmbucurătoare. Avem documente strategice actualizate după dimensiunea de gen, ceea ce s-a depus efort și la fel s-a făcut grație proiectului dat. Avem o bugetare care ține la fel de dimensiune de gen, lucru care nu s-a mai întâmplat în Ungheni până acum. Ne-a dat niște bătăi de cap, dar până la urmă ne-am dat seama cât este de important să faci o bugetare în sensul dat. Am avut niște vizite foarte importante, una din ele este vizita la Viena, unde de fapt ni s-a explicat cum în țările avansate se fac astfel de bugetări și ne-a fost extrem de util să înțelegem și să înțelegem faptul că sunt ani buni de când se face astfel de lucruri în Europa. Deci vreau să vă spun că grație proiectului ni s-au deschis ochii și am înțeles calea pe care trebuie de fapt să o întreprindem ca să mergem în primul rând împotriva violenței. Este un lucru absolut firesc și normal și în general să ținem cont de dimensiunea de gen și să, de fapt, să acționăm în interesul atât bărbaților, cât și femeilor, copiilor, oamenilor în etate. Deci, până acum, aceasta nu era un lucru foarte important, iar de acum încolo devine pur și simplu o prioritate și o necesitate. Vreau pe această cale să vă mulțumesc pentru implicare. Vreau să vă spun că echipele multidisciplinare lucrează, au început să lucreze foarte activ și suntem acum un tot întreg și un unison. Când plecăm, deci în teritoriu, cum spunem noi, pleacă și polițistul, și asistentul social, și viceprimarul, și juristul și în așa mod, credeți-mă că lucrurile se rezolvă foarte concret și victima se simte, chiar se simte în siguranță și se simte că are un suport. Toate acestea grație acestui proiect. Noi ne-am schimbat modul de a face, modul de a acționa. Vă mulțumesc din suflet. Domnul Ternovski, vă mulțumim tare mult. Cu adevărat sunteți un model de abordare multidisciplinară a cazurilor de violență în familie și sunteți o bună practică, nu doar pentru Republica Moldova, dar și pentru regiune și cred că avem ce împărtăși și la nivel internațional. Important este să continuăm acest drum și ați spus că calea de întoarcere nu este. Aceasta este direcția și prioritatea. Și vă mulțumesc foarte mult. Pe aspect de prioritate mă îndrept atenția către doamna secretară de stat, doamna Bechtold.
Ministerul pe care îl reprezentați, de fapt, este lider național în promovarea politicilor de promovarea egalității de gen, de prevenire și combaterea violenței în familie. Având perspectiva locală pe care ați monitorizat-o și care sunteți, de fapt, parte acestui proces, ce se întâmplă la nivel local, dar desigur că sunteți instituția care trebuie să asigurați toate aceste sinergii și viziunea de țară atunci când vorbim de prevenire și combaterea violenței, dar și de promovarea egalității de gen. Vă rog să împărtășiți cu noi, la această etapă, ce procese se desfășoară la nivel național și ce planuri aveți în avansarea acestor dimensiuni. Vă mulțumesc! Bună ziua tuturor, stimate domnule ambasador, stimate reprezentante rezidente a agențiile ONU, stimată doamnă vicepreședinte a Consiliului Raional, viceprimar, vă salut și vă salut pe toți. Am onoarea să fiu astăzi aici la acest eveniment. Într-adevăr, Ministerul Muncii și Protecției Sociale este coordonatorul național în acest domeniu și vreau inițial să apreciez foarte mult cooperarea de succes pe care noi o avem cu UN Women și UNICEF pentru efortul depus în lupta pentru eradicarea imediată a violenței în bază de gen, dar și în dezvoltarea proiectelor în domeniul asigurării egalității de gen și prevenirii violenței față de femei. Vreau să vă zic că Ministerul acum este în proces de elaborare a două programe naționale, unul de el fiind accelerarea, un program național de accelerare a egalității de gen pentru anii 2023-2027 și deja avem un plan de acțiuni care în curând îl vom supune consultărilor ministerelor. Noi deja am avut o ședință a grupului de lucru cu alte ministere, instituții publice, agențiile ONU, societatea civilă, care ne-am expus asupra teoriei schimbării al acestui program și au venit foarte multe propuneri din partea membrilor de a le include în acest plan de acțiuni. Eu, sincer să vă zic, foarte mult mi-am dorit ca să aprobăm, să avem acest program aprobat în jurul zilei de 8 martie. Colegii îl doresc puțin mai înainte, așa că vom vedea. Deci și un al doilea program la care noi acum lucrăm este un program național de prevenire și combatere a violenței domestice, care urmează să fie aprobat până în luna mai anului viitor. Deci aceste două sunt prioritățile Ministerului la acest moment. În același timp vreau să remarc că împreună cu UN Women și UNICEF am realizat mai multe acțiuni, dintre care acest proiect EVA, pe care aveți tot suportul nostru. Și vreau să vorbesc și de acest mecanism local de incluziune socioeconomică a femeilor supraviețuitoare ale violenței în familie, care este testat și pilotat aici la Ungheni și Cahul. Și foarte succint aș vrea să menționez despre vizita de studiu pe care am avut-o acum recent împreună cu 5 subdiviziuni de ocupare a forței de muncă și 5 direcții de asistență socială. Deci o resursă foarte importantă în proiectul EVA este programul de abilitare economică a femeilor supraviețuitoare a violenței în bază de gen, care este coordonat de Centrul de Drept a Femeilor cu suportul UN Women și susținerea financiară a Suediei. Și acest program se focusează pe dezvoltarea 5 programe de scară mică în raioanele Soroca, Bălți, Hâncești, Ștefan Vodă și Telenești. Și vreau să vă zic că această vizită de studiu a fost una foarte importantă pentru direcțiile de asistență socială și subdiviziunile de ocupare a forței de muncă, pentru că au extins orizonturile cum ar putea să coopereze mecanismul de cooperare dintre
direcțiile de asistență socială și subdiviziile de ocupare a forței de muncă pentru a ajuta, a asista victimele violenței domestice și pentru a le reabilita socioeconomic. De asemenea, vreau să menționez că Ministerul este în proces de a îmbunătăți metodologia circulară de lucru dintre structurile de asistență socială și agențiile de ocupare a forței de muncă și eu foarte mult îmi doresc ca această metodologie să fie implementată. Noi suntem acum în proces de avizare și ulterior vom face o ședință de lucru împreună cu Direcția de Asistență Socială și Subdiviziunea de Ocupare a Forței de Muncă să ne asigurăm că toți sunt pe același prag. Cam atât din partea mea. Aș vrea să vă zic mai multe, dar știu că timpul lipsează și vă mulțumesc din nou pentru invitație. Și noi vă mulțumim tare mult și... Da. Deci aplauzele au confirmat acest mulțumesc, doamna Bechtold, și vă mulțumim că ați găsit timp și pentru întreaga contribuție pe care o aveți în acest domeniu. Egalitatea de gen alături de combaterea violenței în bază de gen este una dintre prioritățile Uniunii Europene enunțate în multiple documente strategice. În contextul noului statut al Republicii Moldova de țară candidată UE, stimate domnule ambasador, ați subliniat alături de alți lideri europeni despre importanța respectării și aplicării principiilor fundamentale, precum drepturile omului, egalitatea de gen, care conduc, desigur, către dezvoltarea mare comunității a Uniunii Europene, dar și inclusiv a societății noastre, Republicii Moldova. Stimatele domnule ambasador, vă rog să împărtășiți cu noi ce măsuri întreprinde Uniunea Europeană alături de partenerii de dezvoltare aici în Republica Moldova și ce planuri aveți pentru următorii ani. Mulțumesc! Stimate domnule viceprimar, stimate doamnă vicepreședinte al raionului Ungheni, stimate doamne reprezentante de țară, dragi colegi și colegi, sunt onorat să fiu prezent la acest eveniment organizat în cadrul campaniei 16 zile de activism pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor. Aceasta este o campanie anuală care începe pe 25 noiembrie, atunci când celebrăm Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor și se desfășoară până în data de 10 decembrie, Ziua Internațională a Drepturilor Omului. Aș dori să mulțumesc colegilor de la UN Women și UNICEF, dar și partenerilor noștri locali pentru bună organizare a evenimentului sub genericul global Uniti în activism pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor. Stimate audiență, în luna iunie a acestui an, Consiliul European a acordat Republicii Moldova statutul de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană. Totuși, trebuie să fim realiști. Aderarea statutului de candidat, în pofida importanței sale politice, reprezintă doar începutul procesului de aderare la Uniunea Europeană. În acest context, țara ar trebui să facă progrese suplimentare în eliminarea violenței împotriva femeilor. Prevederile Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice trebuie implementate pe deplin. Ratificarea și ulterior intrarea în vigoare a acestei convenții în luna mai a acestui an demonstrează faptul că autoritățile Republicii Moldova s-au luat angajamentul de a pune capăt violenței domestice
și a violenței în baza de gen sub orice formă de manifestare. Uniunea Europeană este alături de supraviețuitoarele violenței și a alocat 5 milioane de euro pentru consolidarea egalității de gen în raionele Cahul și Ungheni. În afară de aceasta, în Republica Moldova sunt implementate alte două acțiuni finanțate de Uniunea Europeană în domeniul egalității de gen. Prin aceste inițiative sprijinim femeile să lanseze inițiative generatoare de venituri care pot reduce factorii de risc, cum ar fi sărăcia, inegalitatea și șomajul. În cadrul proiectului EVA, un serviciu specializat pentru femeile și fetele victime ale violenței sexuale va fi operațional începând cu anul 2023 la Ungheni. Aș dori să rog toți partenerii să își unească eforturile pentru că acest serviciu specializat să devină operațional cât de curând posibil. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor un eveniment cât mai reușit. Haideți să colorăm lumea în oranj împreună. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Deci, unirea și împreună aceste sinonime, dar foarte importante, mereu să fiu alături, cred că asta este calea comună pe care trebuie să urmăm și vă mulțumim foarte mult pentru întregul suport și contribuția pe care o are delegația UE în Republica Moldova. UN Women este agenția Organizațiilor Națiunilor Unite dedicată promovării egalității de gen și abilitării femeilor. Lider mondial în ceea ce privește susținerea femeilor, UN Women a fost înființată pentru a intensifica promovarea intereselor femeilor din toată lumea. Misiunea și mandatul UN Women este alături de fiecare fată și femeie, indiferent de rasă, apartenență etnică, categorie socială. Stimată doamnă reprezentantă UN Women, doamna Stoianovska, vă rog să împărtășiți cu noi dintre cele mai importante realizări pe care le-a înregistrat UN Women în cadrul, alături de parteneri în cadrul proiectului EVA. Mulțumesc! Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Stimată doamnă Lazar, and all of, I feel now embarrassed after the ambassador. I'm still not feeling very comfortable to speak in Romanian. Acum îmi pare cumva incomod pentru că alături de excelența sa, pentru că nu mai pot vorbi română, nu sunt atât de capabilă la moment. So I have to switch to English to feel comfortable. Și voi trece la limba engleză pentru ca să mă simt comod. I really first want to thank again the authorities for having us again in Ungheni. Lots of things have been said, but I want to also greet Ms. Bechtold, who came also to Ungheni. Ambassador, it's very nice again to be in Ungheni for the 16 days. The three of us, it's important time of the year. Deci aș vrea încă o dată să mulțumesc din partea personală pentru autoritățile locale pentru că putem să fim aici și putem să implementăm proiectul aici, dar de asemenea pentru partenerii care sunt alături de noi, doamna Berthold, excelența sa care a venit încă o dată în Ungheni, acest trio care de fapt ne ajută să funcționăm și să implementăm ceea ce ne-am propus. To respond to the question and connecting to the event that we have witnessed before and the whole campaign. Și ca să răspund la întrebare și de asemenea să discutăm evenimentul care, la care am fost martori, evenimentele la care am fost martori în perioada întregii campanii. I think what I'm most proud of is that this project took a very comprehensive approach in addressing gender inequalities, gender-based discrimination and gender-based violence. Deci, cred că pot să spun că sunt extrem de mândră în tot ce ține de abordarea complexă în cadrul acestui proiect, dacă vorbim de tot ce ține de
inegalitățile de gen, de situațiile de discriminare în bază de gen sau violență în bază de gen. As mentioned, we have 12 localities from Ungheni district which signed the European Charter. Deci, după cum a fost deja menționat, noi avem 12 comunități din raionul Ungheni care au semnat Harta Europeană. Harta Europeană. And they committed to jointly engage in prevention of violence, improving infrastructure when it comes to gender-sensitive infrastructure, but also balanced participation in public life. Și de asemenea vorbim despre implicarea integrală în tot ce ține de prevenirea violenței bazate pe gen, dar și dezvoltarea infrastructurii sensibile la aspectele de gen și aspectele de prevenire. We evidenced changes of policies, action plans and budgets allocated for initiatives on gender equality and also on prevention of violence. Și noi suntem martori la politici noi, la documente noi, la planuri de acțiuni și la bugete alocate în tot ce ține de inițiativele legate de prevenirea și combaterea discriminării bazate pe gen, dar și violențe bazate pe gen. And we saw the whole communities mobilizing, and there are a number of photos there, mobilizing with youth to really advance gender equality, to curb violence. Și de asemenea am văzut comunități întregi care s-au mobilizat alături de grupuri de tineri care încearcă să lupte contra stereotipurilor și discriminării bazate pe gen. The sexual violence center, specialized center for victims of sexual violence will be opening again, but it's not just a process of opening. It has been co-created, co-designed. It's still in the process of designing regulations and protocols and all of that with participation of central, local level authorities, NGOs, experts. Și dacă vorbim de deschiderea centrului cu servicii speciale în ceea ce ține de violența sexuală, noi aici vorbim de mai multe aspecte, pentru că acesta este doar începutul, dar acesta a fost co-creat, co-proiectat, gândit cu eforturi comune pentru ca să fie și documentația necesară și protocoalele necesare. Și aici am avut nevoie de implicarea și autorităților centrale și locale și a altor parteneri. We've seen communities mobilizing to address some of the through initiative to address some of the key problems in communities for local population but also for refugees. Și noi de asemenea vedem populația la nivel local care încearcă să adreseze problemele adevărate, problemele reale. Și noi vorbim atât la nivel de comunitate locală, dar și de refugiați. Creation of child spaces, creation of different alternative spaces for children to be cared for, to have a space to play while mothers can look for jobs. Dacă vorbim de spații speciale pentru copii, dacă vorbim de spații de joacă sau spații de îngrijire a copiilor, atât timp cât mamele sunt în căutarea sau aplicarea serviciilor. We've seen positive examples of women who got employment as a result of those new services. Noi am avut cazuri foarte frumoase, pozitive, când femeile au reușit să se angajeze anume datorită acestor servicii. And one last, I think, example, and there are many, but I will stop at this one. Deci sunt foarte multe exemple, dar o să mă opresc la încă unul. The multidisciplinary teams and the work how they, the way how they operate now, but the work of the teams and the inclusion of component of economic empowerment in the referral system is also something which has been achieved through this project. Și dacă să vorbim de echipele multidisciplinare, într-adevăr, acestea au o importanță deosebită și din motivul sau perspectiva de incluziune a diferitor persoane care sunt implicate, dar nemijlocit dacă vorbim și de componenta de abilitare economică și procesul de referință la alte servicii. And two last messages. All of this is very important because if
we don't take the approach comprehensively, we will see more women and girls and children die. Și ultimele două mesaje. Dacă nu avem o abordare complexă, comprehensivă, atunci tot mai multe femei, fete, copii vor muri. For a long time, violence has been normalized. Pentru că pe perioadă lungă, cumva violența a devenit normalizată. That's why we mobilize to prevent, because for a long time that has been normal, it will take also a long time to make it understand that it's a crime. De asta încercăm să ne mobilizăm, pentru că din păcate pe termen lung, pentru mulți ani, violența a fost o normalitate. Acum ne va lua la fel mult timp ca să demonstrăm că violența este o crimă. Just two data. 2021, the year 2021, globally, 45,000 women and girls died of gender-based violence. Among those, 40 were from Moldova. Doar câteva cifre pentru dumneavoastră. În 2021, la nivel global, 45.000 de femei au murit din cauza violenței bazate pe gen. 40 dintre acestea au fost în Republica Moldova. So we talk, we have to prevent, we have to protect, but we also have to end impunity. At global level, last data was saying that only like less than 11% of reported cases end with conviction. Deci, trebuie să lucrăm foarte mult la partea de prevenire, la partea de protejare, dar desigur și la partea de impunitate, pentru că la nivel global, mai puțin de 11% de cazuri au primit sentință. Vă mulțumim for asistență, da. For partnership and many more results ahead. I wouldn't call it success, but many more results ahead. Vă mulțumesc tare mult și cu siguranță noua strategie de țară despre care a menționat și doamna Bechtold trebuie să includă măsuri de prevenire a cazurilor de letalitate atunci când actele de violență în familie duc la mortalitate și deces, mai bine spus, în rândul femeilor. Vă mulțumesc! Acum sunt cu mai atentă și atenția mea este către doamna Damaj. Fenomenul violenței în familie are consecințe majore asupra calității vieții membrilor de familie, afectând nu doar femeile, dar și copiii. Vă rog, în acest context, să împărtășiți cu noi ce acțiuni întreprinde UNICEF Moldova pentru prevenirea și reducerea consecințelor violenței în familie asupra dezvoltării și viitorul copiilor, și nu doar în familie, dar și a violenței în bază de gen, la locul de educație, de joacă, în comunitate, în societate. Mulțumesc! Thank you. Domnilor și domnilor, stimați parteneri, dragi prieteni, hello! Mulțumesc! It's a pleasure. I'm put to shame. I'm completely put to shame by His Excellency the Ambassador, and I will not even attempt to speak anything in Romanian, but next time. Am deosebită plăcere să mă aflu aici, deși totodată sunt cumva pus într-o parte de domnul ambasador, pentru că eu nu știu să vorbesc așa de bine română și nici nu o să încerc să o fac și nici acum și nici data viitoare, cred că. If I may, let me be brief and let me actually pick up on the last point that Dominica just shared. And I want to kind of answer your question by coming back to really my gratitude and the privilege it has been for us to have the EVA project, to be able to really address violence against children in a comprehensive and holistic way. Deci am o plăcere deosebită și, de fapt, am o gratitudine, un nivel de gratitudine deosebită și privilegiul de a fi parte a proiectul EVA, în special considerând că am lucrat foarte mult la tot ce ține de prevenirea violenței față de copii într-o formă comprehensivă. And I really want to emphasize prevention, because we rarely have that opportunity. Quite frequently we are pulled into the response, the addressing the issue after it has happened. Și un atenție specială vreau să atrag prevenției, pentru că de fapt foarte rar aveam această oportunitate să lucrăm la partea de prevenire. Cel mai des suntem puși în fața situației de a răspunde la o situație deja creată și de a încerca de a ajuta.
Now with the AVA project, we had the privilege to be working with municipalities, with local public authorities, but also working on the local level in all the circles that affect the child. So at the home with parenting programs and home visiting programs, at the schools with teachers and children, in youth clubs and youth centers with adolescents and youth, with the public authorities in terms of systems, with the public in general, with local media and religious leaders. Și vreau să spun că am avut o deosebită plăcere că am putut lucra cu diferite părți interesate. Am lucrat și cu autoritățile locale. Am lucrat de fiecare dată, am avut posibilitatea să lucrăm cu toate grupurile care afectează nemijlocit copiii. Vorbim aici și de vizite la domiciliu, vorbim și de activități în cadrul școlilor, vorbim și de lucrul cu autoritățile în ceea ce ține de sisteme, vorbim de mass media locală. Now, when you address prevention, automatically you predispose, so in answer to your question, you predispose all of these different levels to respond to any experience that the child might have, either experiencing or witnessing or being affected by violence. Și dacă vorbim de prevenție, desigur că noi vorbim de această predispunere de a lucra la toate nivelurile, când vorbim de diferite expuneri la care sunt supuși copiii, dacă vorbim de situația de violență, dacă, sau în calitate de victime, sau în calitate de martor, sau în calitate de copii afectați. And the real value here, sorry, I lost my train of thought to the translation. Right. Completely lost my train of thought. And the real value is that you managed to address it from all areas. Completely lost my train of thought. Hold on, give me a minute. Yes. The real value, these are all good practices that we know. We know that there's evidence based on how well they work. But the privilege here is to Moldovize them, is to make them appropriate to this context, to try them out, to evaluate them, and to have a model that is practiced, tried, costed, that can then be carried forth and replicated across Moldova. Și valoarea deosebită a acestor practici ține în special despre posibilitatea de a contextualiza toate aspectele acestui proiect pentru Republica Moldova, da? Să devină un serviciu care este în Republica Moldova. Noi avem posibilitatea să creăm modele, să le evaluăm, să le încercăm, să le practicăm, să vedem cât de bine funcționează și să le adaptăm ca într-un final să fie replicate la întreaga țară, la nivel de întreaga țară. And here I just want to close by bringing back two main points that were mentioned earlier. The Deputy Mayor mentioned the strategic documents that were developed as part of the AVA project. These are wonderful examples and templates of what can be done that will feed into national policies and national advocacy, including, and this is one national program that I also want to highlight, the National Program for Child Protection, which was also endorsed and launched by the Ministry of Labour and Social Protection earlier this year. When we look at violence, we're really looking holistically across all the aspects, across health, across education, across the social services sectors. And these national strategies really allow for that framework to be put in place. Deci dacă vorbim și a fost menționat foarte bine la nivel de autorități locale despre documentele care au fost elaborate, strategia care a fost elaborată, de fapt aceste documente, aceste politici sunt exemple, sunt modele care pot fi preluate de la nivel local către nivel național. Și aici aș vrea să menționez unul dintre programele la nivel național care este extrem de important și pentru noi este vorba de programul de protecție a copilului, care include, desigur, toate aspectele necesare, pentru că abordarea trebuie să fie una holistică și ceea ce ține de aspectele de sănătate, ceea ce ține de educație, de sistemele sociale. Acestea toate pot fi integrate la nivel național pentru ca să avem acest cadru legal necesar. And I will just close by saying that even though the EVA project is wrapping up, these are the commitments that we will continue to work with, I'm sure also with UN Women and with other partners, with the ministry, with the mayoralities, as we move forward for the next coming years. Thank you. Și ultimul cuvânt, chiar dacă proiectul EVA este în proces de încheiere, noi împreună cu partenerii noștri, cu agențiile ONU, cu ministerul, vom lucra împreună pentru că ne-am asumat acest angajament să lucrăm în această direcție împreună. Vă mulțumesc mult, cu siguranță abordarea holistică ține și de aspectul de prevenire și de protecție.
Așa că pe această notă vreau să ne exprimăm întreaga recunoștință și apreciere și vă invit, stimați domni, doamne, să luați loc în sală ca să mergem către următoarea sesiune. Campania de 16 zile accentuează rolul esențial al fetelor și femeilor în dezvoltarea socială, economică, politică. Pune în prim plan vocile femeilor care au reușit, care au demonstrat că pot să-și obțină independența, pledează pentru drepturile lor și reprezintă exemple de inspirație, implicare și curaj pentru alte fete și femei. Unul dintre prioritățile campaniei stabilitarea economică a femeilor, inclusiv a femeilor care au trecut prin violență și amplifică vocea acestora ca agenți ai schimbării. Alături de mine, acum am să-mi schimb un pic locul, invit cu mare apreciere pe domnul Alexandru Gavriliță, șeful Agenției Teritoriale a Ocupării Forței de Muncă Ungheni, doamna Daniela Dârzu, Asociația Făclia și beneficiarele de granturi Asociației Făclia, doamna Olesia Plăcintă, doamna Vera Vârtosu și doamna Irina Paladiciuc. Vă rog! Stimate domnule Gavriliță, vă rog să împărtășiți cu noi care sunt măsurile de asistență mai holistice despre care am vorbit și până acum pentru a oferi întreagă asistență și suportul departamentului sau sistemul de ocupare a forței de muncă femeilor care au o condiție mai specială și cele care au trecut în experiența de violență în bază de gen, violență în familie. Vă mulțumesc pentru invitație. Dacă vorbim despre măsurile de ocupare a forței de muncă, atunci evident că acele măsuri sunt măsurile care sunt stipulate și în legislația care este aprobată la moment. Aici vorbim de legea 105 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj. Aceste măsuri implică atât servicii de ocupare cât și măsuri active. Aceste măsuri, dacă să vorbim, deci implică măsurile de informare, servicii de informare, servicii de ghidare în carieră, de intermediere a muncii și, în afară de aceasta, măsurile active de care pot beneficia victimele violenței în familie. Sunt acele măsuri de formare profesională prin cursuri prin cursurile profesionale, sunt la fel stagiile profesionale, sunt certificarea cunoștințelor, la fel în legislație sunt prevăzute și măsuri de stimulare sau motivare a agenților economici, a angajatorilor, ca să angajeze persoane din acele categorii care sunt mai vulnerabile sau fac parte din categoriile care necesită suport suplimentar pe piața muncii și aici sunt încadrate și victimele violenței în familie. Deci pentru această încurajare vine prin compensarea a cheltuielilor pe care le are angajatorul cu salarizarea, da, se compensează 80% din salariul pe care îl oferă angajatorul pe o perioadă de 6 luni. O altă măsură de stimulare a ocupării forței de muncă este consultanța și asistența și sprijinirea inițierii unei afaceri în care
persoanele sunt încurajate ca să-și deschidă o afacere proprie, ca să poată lucra inclusiv de la locul de trai. De asemenea, o măsură de a stimula persoanele ca să se încadreze în câmpul muncii chiar și în localitățile, deci nu în localitatea unde și are locul de trai, dar într-o altă localitate. Aici vorbim de măsura de stimulare a mobilității forței de muncă, prin care statul vine să încurajeze persoanele prin acordarea unei indemnizații unice de încadrare, care la moment este echivalentul la unui salariu mediu pe economie. Da, vă mulțumesc foarte mult. Ați precizat exact măsurile și componenta de stimulente, care este foarte importantă, dat fiind statutul, dar și încrederea pe care o are o femeie că va obține ajutorul și aghidarea necesară atunci când intră în spațiul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă. Și vă mulțumesc că ați precizat aceste aspecte. Doamna Dârzu, sunteți exact lângă domnul Gavriliță. Cunoaștem foarte bine că Asociația Făclia este o asociație care are un rol definitoriu nu doar pentru raion, dar și pentru regiune. Susțineți și acordați foarte mult ajutor integrator pentru fete și femei și nemijlocit pentru categoria care este afectată de violența în familie. Ce ați reușit să realizați în cadrul proiectului EVA la acest capitol? Da, pe parcursul ultimilor 2 ani am fost de fapt într-un proces de învățare. Am aflat și noi mai mult despre varietatea formelor de violență. Nu cunoșteam multe lucruri la început de cale și a fost, după cum spuneam, un proces de învățare care a durat, dar nu a fost o învățare teoretică, ci una aplicativă, practică, în care am învățat alături de parteneri de nădejde și alături de doamne care doresc să facă o schimbare în viața lor. Ceea ce ne-am propus a fost să fim, aș zice, un însoțitor al acelor femei care vor să facă schimbarea, pornind de la conștientizarea dacă sunt acolo unde vor să fie, dacă fac ceea ce vor să facă și dacă cunosc mai departe despre cine există în regiune, cine există la nivel național, care le-ar putea sprijini în această cale. Ne bucurăm că am putut să constituim grupuri locale de experți, atât în raionul Ungheni, cât și în Cahul. Avem mulți reprezentanți astăzi aici în sală, care sunt membrii acestui grup, care ne-au ajutat să co-creăm un model de integrare socioeconomică a femeilor. Am găsit un sprijin de nădejde în Consiliul Raional Ungheni, dar și în autoritățile publice locale din acele localități țintă care au fost implicate în proiect. În cazul nostru am lucrat doar cu 6. Și, de asemenea, am avut 2 parteneri de nădejde, Direcția de Asistență Socială și Protecția Familiei, care ne-a ajutat foarte mult în procesul de identificare, și Direcția de Ocupare a Forței de Muncă, reprezentată astăzi de domnul Alexandru Gavriliță, care, prin acele persoane care asistă femeile, ne-a ajutat să facem conexiunea lor cu oportunitățile existente pe piața muncii. Dar, cu părere de rău, în localitățile rurale, locuri de muncă lipsesc aproape că și de aceea am inițiat dezvoltarea unui program de abilitare antreprenorială, astfel încât femeile să învețe, să-și descopere acele resurse interioare și să acționeze, da, ca să transforme uneori o pasiune într-o activitate, da, generatoare. Da, vă mulțumim mult, Daniela, și exemplele vii sunt aici. Sunt alături, da, de noi aceste 3 doamne pe care le invit să ne spună foarte pe scurt despre experiența pozitivă, despre ce mesaje au pentru alte femei, pentru că de fapt reprezentați niște modele de curaj și de inspirație. Și astfel o invit pe doamna Olesia Plăcintă să ne spună în câteva cuvinte. Doamna Olesia, cum v-ați simțit și ce mesaj aveți? Bună ziua! În cadrul asociației FECLIA, adică în cadrul cluburilor de femei, în prim plan am primit
o consiliere psihologică, deoarece la începutul acestui an am fost una dintre victimele, așa să-i spunem, a unei violențe economice. Practic eram într-o stare psihologică deplorabilă. Am participat la mai multe ședințe unde am primit consiliere psihologică. Apoi am urmat cursuri de educație antreprenorială și educație financiară și am fost îndemnate să participăm la concursul de mini-granduri în cadrul pentru abilitate de femeilor pentru muncă decentă și viață decentă și am devenit una dintre câștigătoarele acestui mini-grant. Acest mini-grant m-a ajutat foarte mult în dezvoltarea ideii mele de afaceri, care constă în creșterea caprelor și oilor, adică producerea unui lapte natural bio de capră plus a brânzei de oi. Sunt mama a 4 copii, adică cu vârstă cuprinsă între 5 și 20 de ani și optez în primul rând pentru o alimentație sănătoasă a viitoarei generații. Ani în urmă puteam să aleg și eu, adică calea multor doamne de a pleca peste hotare, dar am optat pentru o creștere a unei familii, în primul rând, sănătoase, din punct de vedere atât psihologic cât și fizic. De aceea am rămas aici să-mi cresc copiii și să-mi dezvolt afacerea care deja urmează. Vă mulțumesc tare mult, doamna Plăcintă. Da. Mersi mult. Deci, generația sănătoasă ține de viitor acestei țări. Vă mulțumesc mult și acum o rog pe doamna Vârtosu să ne împărtășească din experiența și curajul de a fi altfel. Bună ziua! Deci, inițial aș vrea să spun că m-a sensibilizat foarte mult spectacolul și am rămas cu o mică părere de rău. În spatele meu, băieții nu s-au sensibilizat aproape deloc. Din contră, râdeau. Deci, acolo cred că mai avem de lucru cu adolescenții. De ce m-a sensibilizat? Pentru că cunosc din copilărie ce înseamnă această problemă. Și ce să spun, acum sunt... Despre ce ați reușit să faceți? Da, ce am reușit. Datorită proiectului EVA, recunoștință enormă, recunoștință asociației Făclia, pentru că făcând parte din Clubul pentru Femei, am aflat despre instruirile, am participat, am câștigat un mini-grant și acum sunt angajată la propria mea întreprindere. Și sunt un exemplu pentru fetele mele, am 3 fete și vreau ca ele să vadă că o femeie poate să fie independentă. Foarte bine. Asta e cel deci, mai important. Da, deci sunteți un exemplu demn de urmat. Da, eu sper că nu numai pentru fetele mele, dar și pentru celelalte fete. Celelalte fete și femei da, din jur. Da, vă mulțumesc tare mult și doamna Irina Palaidiciuc. Pe aceeași notă pozitivă, vă rog să împărtășiți experiența dumneavoastră pozitivă și ce ați reușit alături de Făclia. Bună ziua, oamenii frumoși! Îmi pare bine că mă aflu astăzi alături de dumneavoastră și am posibilitatea să mă împărtăș cu experiența care am obținut în cadrul proiectului EVA. Deci, comuna, eu reprezint Comuna Valea Mare, sunt consilieră la primul mandat. Sunt din localitatea Buzdugani de Jos. Ne bucurăm de faptul că Comuna Valea Mare a avut oportunitatea de a câștiga 2 proiecte în cadrul proiectului EVA, care țin de stoparea violenței sau prevenirea violenței și ceea ce ține de promovarea egalității de gen. Deci, în satul Buzdugani de Jos, noi am avut, de fapt, deja s-a rezolvat o problemă care ținea de mămici care doreau să se angajeze în câmpul muncii, dar era o problemă din cauza că nu aveau unde înmatricula copiii. Deci, grădinița este acum în activitate, dar faptul că o perioadă lungă nu activată a devenit în stare deplorabilă. Și posibilitatea de a înmatricula copiii a fost limitată. Deci nu era posibilitatea de matriculare a 100% de copii, ceea ce limita mămicile să se angajeze în câmpul muncii.
Deci, problema aceasta am încercat să o încadrăm în proiectul EVA, prin faptul că am optat să reparăm un grup de la zero până la final, cu tot cu echipament, cu condiții, deci încălzire, iluminat, materiale didactice și ceea ce ține de asigurarea mămicilor cu informații. Deci, proiectul s-a început la sfârșitul anului trecut și era perioada rece anului, când nu era posibil de efectuat lucrările de construcții, reparații, și în acest timp noi am hotărât să mobilizăm mămicile, să le aducem la cunoștință că fenomenul egalității de gen, el există și nu doar există, dar trebuie să fie respectat și aplicat și în localitatea noastră. Deseori stereotipurile ne dau peste cap și stopează dezvoltarea localităților în general în toată Republica. De aceea noi, pe parcursul seminariilor, am abordat teme de genul spargerea stereotipurilor, promovarea femeilor în funcții de conducere, abilitarea femeilor și deci depășirea pragului acesta de a deveni dependente în sensul economic. Da, doamna Palaidiciuc, vă mulțumesc tare mult, ați acceptat foarte, da, vă mulțumim foarte mult pentru intervenție. Ați accentuat foarte bine că abilitarea economică vine în mână și cu abilitarea personală și dezvoltarea personală și pe lângă faptul că ați oferit acces copiilor la educație, ați oferit și oportunitatea mămicilor de a se dezvolta și de a-și continua o viață decentă și a se integra într-o muncă decentă. Da, vă mulțumesc mult! Aș vrea doar o secundă să completez că la momentul finalizării proiectului noi am reușit să angajăm 3 mămici din acele 15 care au fost planificate de la începutul proiectului, dar la moment deja sunt 5 mămici. Alte mămici care sunt din familii cu copii mulți, da? Noi tot am reușit să colaborăm cu primăria, cu Consiliul Comunal și am reușit să cumva să le susținem financiar din punctul de vedere al achitării serviciilor pentru copilași. Și este foarte oportun pentru că copiii aceștia deja sunt în cadrul copiilor, da? Ei se dezvolte și dreptul lor nu este încălcat. Mersi. Impresionant, da, vă mulțumim tare mult! Deci cu aceste rezultate și experiențe foarte pozitive încheiem acest panel foarte practic și vă invităm să vă luați loc în sală. Mulțumim tare mult! Da, și noi între timp deschidem și ultimul panel care este dedicat serviciilor specializate pentru victimele violenței sexuale și știm foarte bine că unul dintre obiectivele acestui proiect este crearea serviciului specializat pentru victime violenței sexuale. În acest context invit alături de mine pe doamna Lilia Pascal, care este șefa Direcției Politici pentru Asigurarea Egalității între Femei și Bărbați. Doamna Tatiana Zatic, șefa Secției Politici în domeniul asistenței medicale primare și comunitare, Ministerul Sănătății. Tudor Rădeanu, șeful Direcției Asistenței Sociale și Protecția Familiei din Lidia. În ultimul rând, domnul Grigore Moga, care este formator al Direcției Dezvoltare Profesională Academiei Ștefan cel Mare. Dumneavoastră, noi știm foarte bine că articolul 25 din Convenție obligă statele care au ratificat Convenția să dezvolte servicii specializate pentru victime violenței sexuale. Vă rog să ne împărtășiți ce oportunitate se deschide pentru sistem și care va fi eficiența sistemului în abordarea cazurilor de violență sexuală în rândul femeilor. Da, vă mulțumesc mult, bună ziua la toată lumea, mulțumesc de invitație la acest eveniment în cadrul proiectului EVA și țin să mulțumesc autorităților publice locale și partenerilor noștri pentru
activitățile desfășurate pe dimensiunea asigurării egalității între femei și bărbați și prevenirii și combaterii violenței față de femei. Cu referire la întrebarea care mi-ați spus-o, sigur că deschiderea unor astfel de centre specializate destinate victimelor violenței sexuale o să ne ajute în primul rând pe noi, ca stat, să ne îndeplinim acele angajamente pe care ni le-am asumat odată cu ratificarea Convenției de la Istanbul. Aveți perfectă dreptate, articolul 25 obligă statele care sunt membre la această convenție să dezvolte servicii destinate victimelor violenței sexuale. Acest centru specializat pentru victime violențe sexuale vine cu o abordare nouă în acordarea de sprijin victimilor respective și pune accent pe un management integrat al cazului de violență sexuală, asigurând intervenția multidisciplinară a specialiștilor pe dimensiunea dată. Sigur că violența față de femei și violența în familie are o amplare destul de mare, inclusiv în lume, și la noi în țară, iar printre formele de violență, violența sexuală este una din formele care afectează profund atât persoana victimă, cât și societatea la general. În Moldova acest fenomen este puțin raportat, însă cifrele pe care le avem ne spun că peste 90% dintre victimele violurilor raportate sunt femei și fete. Dar dincolo de cifre, sunt drame. Și e cel mai dureros faptul că atunci când astfel de cazuri se întâmplă, societatea, din păcate, le condamnă tot pe femei și pe fete, pe victime, invocând comportamentul acestora, vestimentația, ora târzie, statutul social și chiar lipsa acțiunilor de apărare. Aceste centre pe care le vedem noi, instituite la nivel comunitar, în primul rând vin nu numai pe lângă faptul că asigură această abordare multidisciplinară în asistența acordată victimei, dar vin totodată să creeze o altă abordare a comunității față de acest fenomen și față de victime. Să nu le mai stigmatizăm pentru ceea ce s-a întâmplat, dar să înțelegem că noi cu toții suntem cei care pot preveni astfel de cazuri și, doi, pot asista aceste victime și a educa societatea într-o toleranță zero față de aceste fenomene. În cadrul unui astfel de centru, victimele violenței sexuale vor putea beneficia în mod direct și gratuit de toate serviciile de suport necesare. Asistență medicală de urgență, asistență post-traumatică, prelevare de probe biologice, consiliere psihologică și sau juridică, sprijin pentru a iniția procedura legală de formulare a unei plângeri penale și orientare, referire, după caz, către servicii sociale adecvate în vederea asistenței sociale ulterioare. Toate acestea fiind spuse, remarc încă o dată necesitatea instituirii unor astfel de servicii în context național. Vă mulțumesc mult, doamna Pascal. Deci, cu siguranță, este un răspuns sistemic crearea noului serviciu specializat și pe această notă vă rugăm frumos împreună să vizualizăm un video care este realizat de către partenerii proiectului EVA, Asociația Obștească Artemida. Mulțumesc! Patru ani în urmă, eram în sat. Copilul a apărut foarte repede, pe neașteptate. Noi lucram ambii în oraș. El lucra la servis. În oraș noi mergeam împreună la serviciu, împreună venim înapoi. Era tot bine, era tot cu ochii. Început să facem reparații în casă. Ne înțelegeam, nu era o problemă. Dar pe când, vreo 2 ani în urmă, psihotarie, început gelozia, a început distanța între noi. În anul acesta a început cu mine, ca fel să facă unele glume de prostul gust. Început să mă mai înjosească, început să înceapă cu pretenții că nu-i place cum cuc pâinea, că nu-i place cum fac mâncarea.
că nu-i place, că nu-i chiar întotdeauna o ordine în casă, că este mică, l-am alintat și-i dau voi, îi permit să facă ce vrea el. El, având o traumă, că mă gândesc de la prima soție, când a fost căsătorit, că ea l-a înșalat și poate a avut teama aceea că să nu procedez și eu la fel. Uneori atât de stai cu frică, mușa ea nu vine, ea de nou ce să nină, mușa ea de nou, de la ce începem să nu ne certăm. Știți cum zici, uneori stai cu, trăiești și cu frica care poate ea de nou mușa nu îi place și îți spune că n-ai decât să iei pește doi și poți să plece, este să-ți rămână. El că tare are prostată și eu mereu am observat că el bie tablete. I-am găsit tablete și sunt pentru ce tu te distrugi. Tabletele astea nu spune. Ce nu-ți ajungi chiar câte minute asta, ea? El când e acasă, el vrea în fiecare seară și seara când ne culcăm, dar și când îți primi dimineață, când lui vine poate să fie pe două ori, pe noapte, sau chiar vreodată ziua, de eu nu mai pot, pe mine mă doare, dar... După ce eu terminam las, la mine de apărie lingerie, sânge, și zic că ceva nu e în ordine. Am mers la medic și analizele nu erau chiar bune. Eu m-am mers la medicul ginecolog și medicul ginecolog mi s-a spus că zici că atinerii nu e chiar în ordine, a dat un tratament. Și m-am urmat ca în felul să vin aici la centru, la clubul, că vreau să știu. Unde pus cum am consultații gratuite ca să pot să iau deciziile corecte. Și pe mine a dat un tratament și a urmat tratament. Și am zis că n-are rost, continuă așa mai departe, că mă distrug pe mine și pe mine rămân copiii, grija cui. I-a spus chiar așa cum este, că nu știu ce, că tu și nu știi ce ai tu acolo și dai vina pe mine, pe Maiana, ca să mă învinovățești pe mine. Sunt foarte supărată pentru că, într-adevăr, știi, îi spui că te doare, îi spui că să meargă la mine. El m-a învinovățat tot pe mine. Eu sunt vinovată că e sărăce și nu-i cum nu poate sau nu are plăci. M-a învinovățat mereu pe mine. Și am zis, dar ce nu începi tu de la tine să vezi asta, dar cum mereu eu sunt vinovată. Ce ține de consultarea, dacă ea își face griji că revine și este frică de faptul că poate fi agresată, poate fi iarăși abuzată. La ședința trecută te îngrijorai că ai putea să treci prin niște momente neplăcute în privința relației soțul tău. Eu la moment mă îngrijorez pentru că el deja trebuie să vină și două săptămâni de zile acasă. Mă îngrijorez că să nu avem iar de două distanțarea cei care am avut-o sau să nu se repete vechea poveste care au fost. Teama asta de când revine să nu fiu iar de nou vinovățită. Să pui accentul pe decizia ta. Deci nu că să-l formezi pe el, să te conformezi regulilor lui, chiar și în acest act sexual. Este nevoie ca tu să iei decizia. Da. Deci, mulțumim tuturor care au contribuit la realizarea acestui video și exact se aliniază cu ceea ce ați menționat, doamna Pascal. Acum mă îndrept atenție către doamna Zatâc, este reprezentantă în sistemul de sănătate. Cunoaștem foarte bine că în ultimii ani subiectul de violență a fost de asemenea o prioritate atunci când au fost consolidate capacităților specialiștilor din sistem, au fost aprobate instrucțiuni metodice.
Iar crearea unui nou serviciu specializat în cadrul sistemului de sănătate care vine ca răspuns la cazuri de violență este, considerați că, încă un pas în, în valoarea acestui răspuns a sistemului medical de a răspunde cazurilor de violență în familie și de a considera nevoile femeilor din acest aspect. Sigur, este un pas important și vreau pe această cale să salut pe toți cei prezenți aici și mulțumesc pentru această oportunitate de a fi alături de toți cei care sunt, de fapt, cei mai fericiți, deoarece atunci când este un partener de nădejde care acordă suport unui teritoriu administrativ pentru a dezvolta capacități pentru a interveni în caz de subiecte prioritare de sănătate publică, deoarece violența este un fenomen care afectează grav atât sănătatea fizică cât și mentală a femeilor și, din păcate, am văzut și din acel spectacol care a fost anterior acestei discuții cât de mult și cât de important sunt afecțiunile care, din păcate, sunt determinate de violența asupra femeii. Și este important curajul femeilor de a depăși aceste probleme. Este important, de fapt, și de a preveni, și accentul enorm care îl pune Ministerul Sănătății în dezvoltarea competențelor specialiștilor din sănătate este anume pe domeniul de prevenire. Și avem reprezentanții agențiilor ONU de dezvoltare care sunt alături de noi de fiecare dată, Organizația Mondială a Sănătății, UNICEF, UN Women, adică tot cei care vin, Comisia Europeană, care vin tot timpul cu suport pentru a îmbunătăți serviciile medicale prestate. S-a vorbit despre asistența medicală copiilor, patronajul la domiciliu, accentul se pune pentru depistarea precoce a riscurilor pentru violență în familie asupra copilului. De asemenea, în cadrul serviciilor prietenoase tinerilor se pune accent pe excluderea violenței în rândul adolescenților și a fost mențiunea din partea unui vorbitor anume despre înțelegerea încă joasă a situațiilor de violență și atitudinea încă neformată a tinerei generații. De aceea avem, de fapt, foarte mult de lucrat și cu Ministerul Educației, deoarece avem bullying-ul în școală, care de asemenea generează ulterior violență asupra fetelor, femeilor, în perspectivă. De aceea consider foarte benefic pentru acest raion și felicit autoritățile publice locale pentru faptul că au fost deschiși de a și au participat și au putut, au capacitatea de a dezvolta pe lângă multele proiecte care le are acest raion și proiectul de dezvoltare a Centrului de Intervenție pentru Victimele Violenței Sexuale și felicit sistemul de sănătate deoarece este un beneficiu pentru ei, deoarece participă la acest proiect și vor avea primii din țară și printre primii din țară care vor avea capacități sporite și capacități de a presta servicii de calitate victimilor violenței sexuale. În acest context vreau să menționez că există cadrul normativ care reglementează managementul clinic al violului, care este elaborat și aprobat de către Ministerul Sănătății, protocol clinic național, și se lucrează asupra definitivării cadrului normativ ce ține de regulamentul cadru a Centrului de Intervenție în cazul pentru victimele violenței sexuale. Aceasta va contribui anume la realizarea acelor acțiuni centrate pe persoană, astfel ca victima violenței în familie, violenței sexuale, să beneficieze de servicii a echipei multidisciplinare, cu intervenție primară a instituției medicale, adică pentru a acorda asistența medicală de urgență și a interveni în caz de afecțiune acestei persoane afectate de violență sexuală sau violență în familie, prelevarea probelor biologice,
consultanță psihologică, consiliere psihologică, ghidare în sistem și intervenția asistentului social, intervenția, cum am zis, a medicului de la medicina legală, a poliției, adică toți cei actori care este necesar să fie împreună în același local și astfel ca victima violenței sexuale să fie în siguranță, să aibă percepția siguranței și non-discriminare. Adică da, acele acțiuni atât de importante și atât de necesare astfel ca victima să supraviețuiască violenței, să-și poată ulterior să fie reabilitată și să poată să se integreze în comunitate și să aibă acel curaj, într-adevăr, și să fie și antreprenoare și să fie utilă acestei societăți și, în primul rând, să fie în familie alături de copiii săi. Da. Vă mulțumesc tare mult, ați enumerat întreaga gamă de profesioniști care trebuie să lucreze pentru o bună colaborare, responsabilitate, angajament profesional atunci când au în față sau se confruntă cu un caz de violență sexuală. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Zatâc. Am văzut că a luat microfonul doamna Pascal, foarte scurt, vă rog. Să complimentez că acest centru este mult așteptat de contextul nostru și de comunitatea antiviolență, dar mai ales de victime, prin faptul că reduce traseul instituțional acesteia pentru a accesa serviciile specializate. Asta înseamnă că dintr-un singur punct va primi această abordare și intervenția specialiștilor fără ca să meargă pe traseul poliției, centrul medicină legală, asistent social, iar noi alt medic în cazul în care sunt complicații după violuri, după niște raporturi sexuale nedorite, etc. Deci toate acestea ușurează acest traseu și ne oferă posibilitatea tuturor să asigurăm această abordare complexă a victimei prin focusarea pe nevoile, necesitățile acestea, da? Prin înțelegerea complexității cazului și consecințelor astfel de acte. Fiind într-o stare și cu o traumă atât de profundă, clar lucru că un mediu, un anturaj prietenos, înțelegător, care te asistă, te încurajează și te sprijină emoțional, va soluționa inclusiv, după mine, și majorarea cazurilor de raportare pe această dimensiune. Așa este. Vă mulțumesc mult pentru această completare și mă îndrept atenția către domnul Rădeanu. Domnul Rădeanu, ați fost într-un proces foarte extins de co-creare. Ați luat în unanimitate o decizie, dar și un angajament ferm de a spori eficiența sistemului atunci când vorbim de cazuri de violență sexuală. Vă rog să ne spuneți cât de mult se îmbunătățește sistemul de asistență și protecție atunci când vorbim de cazuri de violență în baza de gen, implicit cazuri de violență sexuală. Bună ziua, onorată asistență. Eu deja mi se pare că n-am ce spune. Foarte pe scurt, exact. Dar voi încerca cumva să dezvolt niște idei legate de... Nu-mi place cuvântul ăsta îmbunătățire, deoarece el în domeniul nostru ne vorbește că când vorbești ceva, când îmbunătățești, înseamnă că poate ai făcut tot, dar poate n-ai făcut nimic. În primul rând vreau să vă mulțumesc că este onorată asistență excelențele voastre, pentru că, într-adevăr, ați venit aici la Ungheni. Posibil că n-a fost un lucru atât de ușor când ne-ați selectat, dar posibil că ați evaluat și capacitățile noastre, deschiderea noastră, anume a unghenienilor. Posibil rezultatele altor proiecte au fost colecții, pentru că ca noi, anume unghenii, să pilotăm acest proiect, hai să spunem așa, intrigant pentru țara noastră, pentru că în contextul chiar și alinierii la Convenția de la Istanbul, care ne aduce multe provocări și multe oportunități în același timp pentru țara noastră. Dacă să vorbim de serviciu de specializat, este un serviciu care se aliniază perfect în rândul altor servicii, din contextul politicilor, strategiilor,
raionului nostru. S-a accentuat aici o abordare în contextul prevenirii. E un moment foarte important, aș spune, chiar mai important decât crearea serviciului dat, deoarece serviciul, crearea serviciului și acordarea serviciilor de specializate ne vorbește de neputința noastră, de slăbiciunea noastră ca stat, ca structuri, ca actori, când nu putem preveni niște lucruri foarte urâte care aduc suferință și acordăm niște servicii. Orice caz, deplasament între acest serviciu, dar eu sunt convins că el va fi creat, va fi integrat în tot spectrul de servicii, în sistemul de servicii în raion, va fi un semnal de eșec pentru, din contextul prevenirii. Adică noi toți actorii relevanți care avem atribuții la contextul fenomenului violenței, vom înțelege că noi undeva ceva n-am făcut așa cum trebuie. Vreau să vă mulțumim în contextul proiectului care a derulat destul de activ. Am făcut parte în multe și ca structură și ca profesionist în discuții, în vizite de studiu. Ne-am contrazis, am văzut diferite modele de centre în contextul altor politici, altor state și posibil că vom veni și cu specificul nostru a Republicii Moldova, și din cultura noastră, din viziunile noastre, din valorile noastre și vom crea un serviciu care se va integra foarte bine în ceea ce facem noi. Dar cel mai important să aducă rezultate și încă o dată vreau să repet, trebuie să tragem atenție la prevenire. Prevenire, 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 pentru că dacă vom preveni cazurile respective, nu vom avea cazuri de violență sexuală și nu va fi necesitatea necesară de a acorda oarecare servicii specializate. Eu vă mulțumesc la toți, sperăm, suntem optimiști, vom avea succes, toți împreună vom aduce ca femeile și fetele noastre să nu sufere, pentru că orice caz de violență e suferință și o soartă vulnerabilă foarte rea. Vă mulțumesc și vă dorim să ne dorim succes la toți. Da, domnul Rădeanu, vă mulțumim tare mult. Ați pus niște accente așa și foarte personale și emoționale și profesionale. De fapt, toate acestea înglobează partea noastră de cât de bine trebuie să reacționăm și să intervenim atunci când cineva se confruntă din jurul nostru cu această problemă. Și acum mă îndrept atenția către domnul Moga. Domnul Moga, vă rog foarte pe scurt să enunțați care este rolul forțelor de ordine, a organelor de drept atunci când vorbim despre intervenția în cazurile de violență sexuală și cu toții știm experiența dumneavoastră, așa că vă rugăm să menționați cele mai esențiale aspecte. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Mai întâi de date vreau să vă spun că sunt profund onorat să reprezint la acest eveniment UN Woman în Republica Moldova. Și în același timp vreau să vă întreb dacă v-a plăcut spectaclul. Nu atât v-a plăcut, dacă v-a marcat spectaclul pe care l-am privit cu toții. V-a marcat spectaclul, da? Știți că eu tot sunt Grișa. Da? Însă eu sunt Grigore, da? Am fost foarte mulțumit cum domnul ambasador, excelența, a vorbit în limba română și probabil că dumneavoastră trebuie să fiți cel promotor al limbii române în Republica Moldova și vă sunt recunoscător înainte de Ziua României, care o să marcăm mâine. În același timp, cu referire la acest spectacol, aici noi am văzut cu toți, am văzut totul ce ține de violența în familie. Noi am văzut de cele stereotipuri care sunt în societatea noastră cu păreri de rău și în ziua de astăzi. Noi am văzut acele acțiuni de blamare din partea autorităților care sunt implicate în procesul de prevenire, combatere și investigare a violenței în familie. Noi am văzut toate manifestările ale violenței și noi am văzut cât de greu este de rupt acest lanț al violenței și cât de reticente sunt victimele violenței în familie și violenței sexuale de a raporta aceste cazuri instituțiilor de aplicare a legii. Vreau să citesc pe
promotarea nu doar a modei, dar și a drepturilor femeilor în întreaga lume, Coco Chanel, care a zis că cu cât e mai prost și mai ratat este bărbatul, cu atât pretențiile lui față de femei sunt mai mari. Dacă ne va privi cineva din bărbați și vin cu un mesaj către ei care mai admit violența în familie, să nu fiți proști și să nu fiți ca Grișa. Ce ține de întrebarea Mariana, revin la întrebarea dumneitale, vreau să remarc pentru mine personal, deoarece sunt polițist de profesie și până în anul 2020 am activat în poliție, timp de 28 de ani. Am avut onoarea ultimii 4 ani să conduc cel mai numeros organ de urmărire penală din cadrul Inspectoratului General Poliției și în același timp cunosc mai multe cazuri practice, deoarece de a da o notă a acestor echipe multidisciplinare pot doamnele care au fost supraviețuitoare violenței. Nu pot eu să dau notă acestor echipe multidisciplinare. Dar în urma studierii mai multor cauze penale și în 2014 noi am început primele acțiuni de instruire a polițiștilor, deoarece și Convenția de la Istanbul prevede elaborarea unei agende și curriculi unice de instruire a tuturor factorilor care sunt implicați în prevenirea, combaterea și violența familiei, articolul 16. În același timp, trebuie să remarc în raport cu victimele violenței în familie, violenței sexuale, cu părere de rău, noi de fiecare dată suntem în târziere. Chiar dacă despre violența în familie și violența sexuală mulți discută în societatea noastră în ultimii decenii, legea 45 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie a fost adoptată în anul 2007. În același timp, articolul în codul penal care sancționează fapte prejudiciabile ce țin de violență în familie a fost introdus abia în anul 2010. Abia în anul curent, după ratificarea Convenției de la Istanbul, au fost introduse modificări în articolul 215 prim ce ține de protecție nu doar victimilor violenței în familie, dar și victimilor violenței sexuale, deoarece până nu de mult, și sper eu că în curând va fi și ratificată această lege, ca ofițerii de urmărire penală să poată aplica acele măsuri de protecție destinate victimilor violenței în familie, deoarece statistic demonstrează că în Republica Moldova peste 600 de femei anual sunt supuse diferite forme de violență sexuală. În același timp, doar articolul 173 ce ține de hărțuirea sexuală este atât de complex că în fiecare an sunt pornite de la 30 până la 40 de cauze penale. Doar sunt 4 elemente dependente care sunt, cum și-am menționat, atât de complexe, care duc practic la posibilitatea de a duce această cauză penală până la bun sfârșit. În acest sens, vreau să vă zic că echipele multidisciplinare au scopul lor și antevorbitorile deja în mare parte au zis care este scopul acestor echipe multidisciplinare. În prim plan stă victima. Toată atenția trebuie să fie centrată pe victima și victima nu doar trebuie să simte, dar membrii acestor echipe multidisciplinare trebuie să asigure protecția și securitatea acestei victime. Să asigure dreptul la asistență juridică garantată de stat, dreptul la recuperarea, la asistența psihologică și celelalte drepturi de care beneficiază victima. În același timp, profitând de ocazie că sunt polițiști în sală, vreau să vă readuc la aminte că conform ordinul 41 și această scrisoare de dreptul nu tolera violența, cunoașteți dreptul, eu am prezentat-o la 75 sesiunea 1 privind eliminarea discriminării în privința femeilor, la care a participat și doamna Lilia și doamna Tatiana. Noi împreună am avut onoarea să reprezentăm Republica Moldova la acea conferință. Da. La acea sesiune. Și eu mă uit către dumneavoastră, da, ca să încheiem. Doar finalizez. Da. Mulțumesc. Fiecare polițist este obligat să înmâne și să explice. Deoarece dacă ne conducem de amendamentele Miranda, juriștii cunosc ce înseamnă amendamentele Miranda, nu este suficient doar de a mâna această scrisoare de drepturi. Scopul polițistului
oricărei persoane este de a explica și de a se convinge că victima a înțeles care sunt drepturile ei. Și pe final, în considerat suntem în criză de timp, am avut onoarea să particip la a doua conferință desfășurată în Republica Moldova privind prevenirea și combaterea violenței în familie. Și la finalul acelei conferințe, eu am solicitat să mă ajute cei prezenți în sală să promovez și în Republica Moldova acel semnal de ajutor pe care îl poate da victima violenței în familie sau violenței sexuale. Acest semnal a fost inițiat de către doamnele din Canada și promovat în întreaga lume și este, nu este nimic complicat. Iată, acesta este semnalul, dar recunoscut în întreaga lume, prin care o victimă a violenței în familie solicită ajutor. Și tot ceilalți trebuie să cunoască când văd astfel de gest că această persoană are nevoie de ajutor. Și aici eu finalizez și vă mulțumesc pentru atenție. Doar în sumar, din ceea ce dumneavoastră ați accentuat, că într-adevăr toate trebuie să meargă mână în mână, combinate toate eforturile, inclusiv prevederi legislative, regulamentele operaționale, intervenția echipei multidisciplinare, astfel ca, într-adevăr, cum dumneavoastră ați spus, să respectăm demnitatea, siguranța, securitatea femeilor, fetelor și atunci când sunt cazuri de violență sexuală. Vreau să vă mulțumesc foarte mult. Doar pe o clipă. În cadrul acestui spectacol, noi de multe ori am auzit cuvântul dute. Vreau să spun la seminarii la care am participat, dar am participat la peste 1000 de seminarii. De asemenea, în discuții cu polițiști auzim dute. Dute la medicul legist, dute la medic, dute adem documentul, dute adem certificatul. Prin crearea astfel de centri multifuncționale, acest cuvânt dute ca acțiune de fapt va fi exclus. Și eu sunt recunoscător tuturor care au participat la lansarea acestei idei și deja sunt în așteptare în deschiderea acestor centre și promovarea acestor centre nu doar în municipiul Ungheni pentru zona respectivă, dar în mai multe raioane ale țării. Victimele violenței în familie și violenței sexuale au nevoie de ajutorul respectiv. Vă mulțumesc mult pentru atenție încă o dată. Vă mulțumim, excelențe, doamnelor și domnilor, suntem convinși că doar prin eforturi comune și implicare responsabilă vom putea împreună să eliminăm violența în baza de gen în Republica Moldova. Schimbarea, cum ați menționat și dumneavoastră, începe și continuă cu fiecare dintre noi. Să valorificăm prezentul așa că să construim o societate pentru fiecare fată, femeie, băiat, bărbat, care să trăiască în demnitate, siguranță și bunăstare. Rămânem împreună, uniți, să eliminăm, cum ați spus și dumneavoastră, să prevenim și să combatem violența împotriva fetelor și femeilor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc!